A fost panică ieri după amiază în cartierul Stejar din municipiul Botoșani. Locuitorii de pe strada Gheorghe Filipescu au fost nevoiți să solicite ajutoare după ce o femeie care locuiește la etajul 3 al unui imobil situat pe acea stradă a încercat să arunce pe geam cu diverse lucruri pe care le avea prin casă. Pompieri, polițiști, polițiști locali, dar și cadre medicale au ajuns la fața locului și au încercat să discute cu femeia, care se pare suferea de o depresie majoră. Totodată a fost chemat și un echipaj de la E.ON care a întrerupt alimentarea cu gaze naturale în zonă. După ce a aruncat cu scaune, mese, căni, haine sau covoare, i-a dat drumul la muzică la maxim și a început să danseze, uneori apropiindu-se periculos de marginea balconului. Zadarnice au fost încercările salvatorilor de a o convinge să comunice cu ei. Femeia în vârstă de aproximativ 50 de ani s-a încuiat în apartament și nu a vrut să deschidă ușa nimănui. Minute în șir, salvatorii, polițiștii și chiar șefii Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență au bătut și au sunat la ușa apartamentului. Din interior se auzea doar muzică dată la maxim. Doamna Monica? Monica! Și pentru că femeia nu a deschis, salvatorii au încercat să caute soluții pentru a pătrunde în apartament. Nu se poate coborâ pe acolo? Se poate coborâ, dar picare, unii se coborâ. Ține în balcon, dar și-o ține de vorbă în partea asta, sau nu, partea alta, și cumva se distrage atenția. Iar tăti ușurile. Da. E riscant. Te-au văzut în balcon? Apoi să o apui mâna pe ea? La fața locului a ajuns chiar și prefectul județului, Dan Echifor. Dar credeți că faceți bine? De ce? Păi și dacă plecam toți de aici și se întâmplă norocirii, cine e vinovat? Cei care pleca, nu? La un moment dat, femeia a ieșit la geam să vadă ce se întâmplă, însă când pompierii au încercat să discute cu ea, a intrat imediat înapoi în casă. În cele din urmă, după mai multe ore de încercări, pompierii, polițiștii, dar și mascații solicitați și ei să intervină, au reușit să pătrundă în apartament și au luat-o pe femeie, care mai apoi a fost transportată pe brațe până la ambulanța SMURD, care aștepta în fața blocului. Copilul meu de 2003 a venit în Botoșani și sunt Vecinii sunt șocați de cele întâmplate la ei în cartier. Oamenii spun că este pentru prima dată când femeia are un astfel de comportament și că o știu ca pe o persoană liniștită. Ei spun că ea s-a mutat în acel apartament în urmă cu mai bine de un deceniu după ce s-a mutat de la Piatra Neamț. La care vecini? Au mai avut probleme de ziua? Nu. Ba, depresie din ce cauză? Dar nu se cunoaște motivul. De nu se știu motivul dumneiei care o... din ce motiv în depresia asta. E singură. Este despărțită, după câte am înțeles, este despărțită de soț. Da. Și o aruncă ca și din casă de acolo, o aruncat aici. În momentul când am venit la servicii, era o aruncat aici. Era de jandarmeria, poliția locală, erau aici. Mesul cu covoare, cu presă și obut în casă. Eu. Și putut să pună viața în pericol a celor care treceau prin zonă? Păi da, că au venit ăștia și au oprit pe gază. Pe gază. Da, era pericol. Era cât de și sănânci la balcon. Am fost solicitați pentru a interveni în cazul unei persoane cu tulburări psihice. Locuia la etajul 3 și din acest motiv intervenția a pus probleme în sensul că fiind la un nivel superior al blocului a trebuit să aplicăm câteva proceduri de pătrundere în spațiul respectiv. A avut manifestări nervoase, a aruncat bunurile din locuințe și punea în pericol viața celorlalți cetățeni.
Femeia a fost transportată la secția de psihiatrie a Spitalului Județean Mavromati.